Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine ați revenit la Adevărul Live astăzi. Alături de noi avem un invitat special pe domnul ministru Virgil Popescu. Bună ziua, domnule Popescu! Bună ziua! Ministru al economiei, al energiei și al mediului de afaceri. Deci avem trei ministeri într-unul singur. Chiar patru, pentru că este și turismul, care nu este în denumire, dar este și turismul. Și pentru că ați pronunțat cuvântul turism, am văzut aseară o declarație a dumneavoastră cum că au mers lucrurile destul de bine și pentru turismul românesc în turismul intern, da. Părerea mea este, și aștept rezultatele statisticii aferente lunii august, că turismul românesc în luna august a fost, cred că, peste turismul din camul turiștilor în luna august anului trecut. Adică eu cred că în România foarte mulți români s-au reorientat, au renunțat la vacanțe în străinătate și au preferat, din motive de siguranță, cred că în principal, să-și petrească vacanța de vară în România. Și nu vorbesc numai de litoral, vorbesc și de nordul țării, și de Maramureș, de centru, de Valea Prahovei, de clisura Dunării, de unde sunt eu, unde nu mai sunt locuri, te poți duce și nici în luna septembrie, nu mai sunt locuri, așa este și în nordul Moldovei, în Bucovina. Cred că vom avea o surpriză plăcută vis-a-vis de acest aspect când vom avea rezultatele aferente lunii august. Au fost destul de multe nemulțumiri în ultimele luni, mai ales începând cu martie și aprilie, pentru că erau lunile de început ale pandemiei, dar și acum, că s-a ținut destul de mult partea aceasta de legi, au menținut închise restaurantele și a mai fost și problematica din partea de hotelieră. Acum este totul ok, rămân aceste reguli cu 6 persoane la masă și intervalul orar până la care să fie deschise, mai există vreo restricție sau... Eu cred că începând de ieri restaurantele în interior au fost închise, s-a mărit numărul de persoane la o masă except membrii familiei la 6. În interior este o distanțare, o masă da, o masă nu, sunt anumite reguli de curățirea mâinilor la intrare în restaurant, nu au voie să stea în picioare, nu au voie să folosească scaunele de la bar și e normal să fie așa, culori de dus și de în toți culoare separate în funcție de fluxul clienților. Pe terase se menține distanțarea de către 2 metri, n-au voie solnițele să și le schimbe, niște lucruri normale de bun simț. Eu sper că în urma respectării acestor reguli să nu avem creșteri de îmbolnăviri. Îmi doresc ca, în primul rând, proprietarii localurilor să se asigure că normele sunt respectate. Dorim să relaxăm cât mai multe condiții în această pandemie și avem nevoie de sprijinul micilor IMM-și, micilor deținători de afaceri, de sprijinul proprietarilor de restaurante, de hoteluri, pentru a putea merge mai departe. Cred că deschiderea teraselor a fost foarte bine primită. E adevărat că au fost în principal noaptea, în perioada târzie, și probabil că mai sunt încă încălcări ale normelor. Să strâng prea mulți oameni în locuri mici și stau foarte, locuri strâmte și stau foarte aproape unii de alții. Dar cred că am trecut și peste acest episod cu bine. Suntem uitați în septembrie, sezonul estival practic a trecut, ne așteptăm la o descreștere a petrecerilor, să le spunem așa, pe plajă, în special în zona litoralului, și eu cred că nu vom avea creșteri de îmbolnăviri. Ca să fac o paranteză la partea de aglomerație, de curând a început campania electorală și am tot analizat pozele de pe Facebook ale candidaților și m-am uitat. Cred că o bună parte dintre candidați, de exemplu, nu știu dacă au luat, să zicem așa, inspirație de la aceste petreceri, nu respectă ei regulile și în acele fotografii în care se pare că este o distanțare, nu sunt acolo 20 de persoane. Adică am văzut puhoi de oameni, nu știu, undeva la 50, 60, 70 de persoane. Și acestea sunt fotografii oficiale, adică nu este ceva... Acum, nici măcar 20. Regulile de campanie sunt foarte clare. Pentru manifestările în exterior, dar manifestări, nu vorbim plimbat pe stradă,
E vorba de 100 de persoane, acolo trebuie să fie un spațiu bine delimitat, spun foarte clar normele. În interior, 50 de persoane, la fel, spațiu bine delimitat. Grupurile, în schimb, sunt de 6 persoane, nu de 20, nu de 15, nu de 6 persoane, iar campania door-to-door din 2 persoane. Și este obligatoriu portatul măștii și îi rog pe toți candidații, indiferent de partidul politic din care fac parte, să respecte aceste norme, pentru că efectiv există risc de îmbolnăvire, risc de îmbolnăvire a lor, să se gândească în primul rând ce înseamnă un candidat care, Doamne ferește, îi se întâmplă ceva 2 săptămâni după aceea sau poate 3 săptămâni sau poate nu mai apucă nici să voteze datorită faptului că intră într-o izolare, și să fie foarte atent și să respecte regulile. Ca să închei subiectul cu Horeca și partea de antreprenori, ce măsuri mai pregătiți pentru a ajuta? Măsuri, cum să spune, de redresare sau de relansare economiei? Ieri am discutat cu ministrul fondurilor europene și să cădem de acord pe ordinul comun cu privire la ghidul solicitantului pentru ca să-l punem, să-l aprobăm cu privire la acele 3 scheme de ajutor, acel 1 miliard de euro pentru IMM-uri, din care schema a doua de până în 350 de milioane, anvelopă totală de 350 de milioane de euro, sunt granturi de capital de lucru pentru turism, Horeca, transport, evenimente, organizare de evenimente, edituri și librării, și vrem să-i dăm drumul cât mai repede. Deci asta este cu dedicație către Horeca. Cred că mâine în ședința de guvern, ordonanța de urgență cu privire la acel program Electric Up, l-am denumit noi, în care domeniul Horeca este, ordonanța sună așa, pentru sprijinirea montării de panouri solare și stații de încărcare electrice și electrice hybrid plug-in pentru IMM-uri și domeniul Horeca. Deci domeniul Horeca, indiferent că este IMM sau că sunt companii mai mari legate și nu sunt IMM, va beneficia de o alocare financiară de un grant de 30.000 și 100.000 de euro pentru a-și putea monta pe acoperișurile imobilor pe care le dețin panouri solare minim 27 de kW, maxim 100 de kW. Asta înseamnă până în 100.000 de euro granturi plus o stație de încărcare auto pentru mașinile electrice și hibrid. Cred că sunt, și aici avem în prima etapă 100 de milioane de euro pentru acest proiect. Cred că sunt două scheme de programe directe cu infuzie de bani, infuzie de bani nerambursabil pentru domeniul Horeca. Pandemia ne-a prins oarecum pe picior greșit pe partea de producție și aici mă refer la măști, pe biocide, combinezoane. Cum stă România acum și cât mai are nevoie să mai importe? Pentru că știm prea bine că a fost întreagă nebunie atunci când nu puteam deloc să producem și tot. N-am avut absolut nimic. N-am avut stocuri nici la Ministerul Sănătății, n-am avut stocuri nici la rezervele de stat. Ne-a prins pandemia cu absolut zero. Și capacitatea de producție la momentul zero. Zero. Nimeni în România nu putea să facă măști într-un mod profesionist și într-o cantitate mare. S-a urnit și aici este meritul principal al IMM-urilor, e meritul principal al antreprenorilor care s-au mișcat foarte repede, au înțeles necesitatea, au înțeles că poate fi o oportunitate și s-au instalat relativ repede, în câteva luni de zile, destul de multe capacități de producție. Cred că în momentul de față necesarul de măști vorbesc, în momentul de față poate fi acoperit la nivelul la jumătate din producția internă. Și când mă refer la jumătate, mă gândesc la un necesar respectând toate normele. O mască schimbată la 4 ore, să folosească toată lumea măști de acestea reutilizabile, neutilizabile, de unică folosință. Dacă ne gândim că nu respectă toată lumea sau se pot folosi măștile din pânză care sunt reutilizabile, procentul poate să crească. S-au mai pus în funcțiune printr-un credit garantat de către statul român luat de la Exim Bank capacitatea de producție a materialului filtrant. Și putem spune că am reușit în România pentru prima dată să avem o producție integrată de material care poate să producă, din care se pot produce măști, nu mai este nevoie de import. Deci acest lucru am reușit să-l asimilăm în România la acea companie din Maramureș și este pus în producție, cred că de o lună de zile. Referitor la biocide, la fel s-au reorientat foarte repede mari producători, Farmec Iași, Antibiotice Iași,
producători mai mici și cred că nu avem probleme cu asigurarea biocidelor din producția internă. Cred că este un surplus de, chiar surplus de biocide și tot acolo, dacă vă aduceți aminte, am pornit și ne... Și mă întrebați dumneavoastră și colegii dumneavoastră de ce este scump acel spirit Doina, Dana, nu mai mi-aduc aminte cum se numea el, Mona. Era foarte, Mona era foarte, foarte scump pentru că era un singur producător la acea dată. În momentul în care au început să apară producătorii, lucrurile au început să se rezolvă și prețurile au devenit... A fost și o cerere foarte mare. O cerere foarte mare într-un timp foarte scurt. Nu știa lumea, este bun spiritul, nu este exact, bun spiritul. Până exact, au fost discuții și declarații istoric, contradictorii. Bun. Ba că e bun, unul spunea că nu e bun, că nu face. Dar ceea ce ne mai trebuie în România și cred că în perioada următoare trebuie să ne ținem, am început, este nevoie de laboratoare care să ne acrediteze aceste produse. În momentul de față, încă pe stare de alertă, acreditează laboratoarele armatei, dar dacă vor să vândă în afară aceste produse, în interiorul României, nu pot să o facă pentru că nu sunt certificate de un laborator certificat european. Acea siglă CE pe care, în momentul de față, laboratoarele armatei nu o pot face. Prin Organismul de Acreditare Național RENAR vom încerca să avem laboratoare care să acrediteze în România atât măștile, tipul de mască care se produce, cât și biocidele și alte produse care sunt nevoie. Pentru că nu este normal ca în România să nu avem niciun laborator. Am început cu Institutul Cantacuzino și are o autorizare de la RENAR pentru biocide și vom continua în așa fel încât să avem laboratoare care să ne acrediteze produsele. Tot ce mai trebuie partea aceasta, să zicem, de măști, ar mai fi o campanie de informare, pentru că am văzut că sunt foarte multe discuții despre aruncatul măștilor și produselor care vin, să zic așa, din zona medicală. Că, până la urmă, o mască folosită intră în aceeași categorie exact, cu instrumentarul medical. Ca un deșeu medical, până la urmă este un deșeu medical și evident că trebuie să avem grijă de el, nu trebuie să-l aruncăm pe stradă, că există o posibilitate de infectare dacă acea persoană care l-a purtat era purtătoare a acelui virus. Trebuie să fim foarte atenți, inclusiv noi, când dăm masca jos și unde o punem, unde o aruncăm. Trec la o altă temă, mai exact energia. Am văzut că ați avut câteva declarații referitoare la debutul unor discuții cu americanii privind reactoarele 34 de la Cernavodă, că ar începe oarecum negocierile după ce am stagnat, practic. 7 ani am stat în discuții cu compania chinezească, cred că era momentul să ne oprim. Am spus-o mai de mult. Dacă în 7 ani de zile nu s-a urnit nimic concret în acea discuție, nu puteam merge mai departe. 2026, putem extinde până în 2028, trebuie retehnologizată unitatea 1. Ce facem? Adică retehnologizarea înseamnă că o scoatem din producție. Deci nu putem sta și am reluat negocierile, am spus și eu și premierul și președintele a semnat un memorandum cu președintele Trump cu privire la cooperarea nucleară și în domeniul comunicațiilor anul trecut și punem acel memorandum în aplicare. Dorim să facem aceste reactoare cu parteneri din NATO, din Uniunea Europeană, așa fel încât acolo suntem, în clubul acesta suntem, cred că putem să facem mult mai repede și mai bine cu ei, cu aceștia și un parteneriat cu Statele Unite, cu Canada, cu Franța, nu cred că... Și partea cealaltă nu o să vină cu vreun proces sau ceva, pentru că s-au încheiat discuțiile cu ei sau înțelegerile. Nu cred că au fost probleme de acest tip, nu erau condiții de exclusivitate și nu cred că vor fi probleme. Pentru că am văzut că ați adus în discuție și tematica comunicațiilor, e marea tema 5G. Ce facem până la urmă? România se aliniază Statelor Unite, rămâne pe poziția oarecum aproape neutră a Uniunii Europene sau virează spre acceptarea acestei oferte care pare că pe piață este cea mai bună, nu știm dacă și într-adevăr cea mai utilă. Când vorbim de 5G, trebuie să înțelegem foarte bine ce înseamnă 5G și cred că fiecare dintre noi ar trebui să citească un pic cum ne schimbă viața tehnologia 5G, cât de mult intervine în viața noastră curentă de zi cu zi, nu mai vorbesc în domeniile economic, militar, siguranță națională și cred că trebuie să fim foarte atenți din această privință. Nu este în domeniul meu această tehnologie 5G, aceste comunicații 5G sunt la alt minister, dar eu punctul meu de vedere l-am spus și îl voi spune tot timpul.
ca un politic nu pot să nu spun că îmi doresc să facem parteneriate cu cei din clubul acolo unde suntem, NATO, Uniunea Europeană. Mai trebuie schimbat în Parlament legea offshore, pentru că știm prea bine, a fost abrogat, a fost respins acel OG 114, dar încă mai sunt unele lacune. Ca să putem urni investițiile din Marea Neagră, noi ne-am asumat și ne-am asumat că le vom urni, ne-am asumat mai multe lucruri. Prima a fost abrogarea ordonanței 114. S-a întâmplat acest lucru. Apoi, modificarea legii offshore a fost cerută și este în continuare cerută de către operatorii din piață. Numai că nu putem face o modificare a legii offshore fără să nu mai folosesc acel termen consens, că poate se înțelege greșit, că toată lumea trebuie să fie de acord, nu, dar o largă majoritate. Ori ați văzut și dumneavoastră că nu prea există majorități în Parlamentul actual și dacă sunt foarte fluide, sunt de la o lună la alta, se pot schimba. Ori o discuție pe modificarea legii offshore și în special pe componenta fiscală, că de aia vorbim până la urmă, nu cred că este de bun augur în acest moment cu 3 luni înainte de alegeri. Eu cred că într-un Parlament nou, așezat după data de 6 decembrie, se poate discuta modificarea legii offshore și într-un termen foarte, foarte rapid se poate ajunge la o concluzie. În paralel am mai spus că îmi doresc, că dacă Exxon dorește să nu mai participe în acest proiect, în viitorul consorțiu să existe posibilitatea ca și compania națională Romgaz să facă parte. Și s-a creat acest consorțiu Romgaz, OMV Petrom și Picnic, compania națională poloneză, care negociază preluarea pachetului de la Exxon. O să vedem unde se va ajunge. Deci, obiectivele care ni le-am propus, demararea investițiilor din Marea Neagră, participarea companiei naționale Romgaz în acest proiect, ni-l vom asuma. Că se întâmplă din 6 decembrie încolo, mai devreme sau mai târziu, dar se va întâmpla. Peste 25 de zile vom avea alegeri locale, sau sperăm că vom avea alegeri locale în cazul Eu în care... Eu sunt convins că vom avea. Nu va exista, să zicem așa, în Parlament o schimbare de situație. La dumneavoastră, în Mehedinți, cum se desfășoară campania? Pentru că am văzut că sunt destul de multe tensiuni. Cred că este între județele cele mai disputate în momentul de față. Că avem partea de Transilvania, unde PNL stă destul de bine și probabil că va câștiga majoritatea consiliilor județene. În Moldova, așa, o situație echilibrată. Ce se întâmplă în Mehedinți? Reușește PNL să schimbe șefia CJ? Eu cred că în Mehedinți vom câștiga primăria municipiului Drobeta Turnu Severin. Să nu uităm că acum 4 ani am pierdut-o la Mustață. Este un județ, sau a fost, vreau să cred că a fost un județ roșu. Dar cu toate acestea, cu 4 ani de zile am pierdut la Mustață primăria municipiului Orșova, dar la nivelul Consiliului Județean am avut 11 consilieri din 31, deci peste 33%. Deci județul... E o polarizare acolo între PSD și PNL. Ne dorim 14 consilieri în momentul de față în Consiliul Județean, Județean Mehedinți. Vom câștiga președinția Consiliului Județean Mehedinți. Este momentul ca severinenii, mehedințenii să vadă că nu mai merge. Gândiți-vă că, de exemplu, m-am uitat ieri, înainte de a intra într-o emisiune, pe Facebook și am văzut marea realizare cu care se lăuda președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, făcută acum câteva zile. A reușit să asfalteze strada principală din orașul său natal, Vânjul Mare. Dacă acolo am ajuns să ne lăudăm că după 6 ani de când dânsul este președinte și 30 de ani de dominație PSD în acel județ, reușim să asfaltăm o stradă principală în Vânjul Mare, înseamnă că stăm rău. Mă uit la colegii mei din vest și văd că acolo altfel se pun problemele, se pun probleme de investiții, de locuri de muncă, de digitalizare, cum să devenim un smart city. Cred că e momentul să sărim aceste etape și să trecem mai departe. În Drobeta, Turnul Severin, după 30 de ani de dominație PSD, nu avem încălzire. Deci nu avem încălzire. Rețeaua de distribuție a gazelor naturale este undeva la 10% făcută în municipiul Drobeta, Turnul Severin. În restul județului nu există. Deci este foarte multă treabă de făcut. Eu cred că au avut posibilitate să facă timp de 30 de ani, n-au făcut. E momentul să mergem mai departe. Și avem proiecte pentru Mehedinți, inclusiv în acel program de relansare, ați văzut că acolo unde ei au distrus termocentrala de la Halânga, noi vom pune o centrală nouă
de producere a energiei electrice vine foarte bine în ceea ce am spus eu în programul național și vom pune un concept nou de producere a energiei pe bază de gaz plus energie regenerabilă plus producere de hidrogen. Vom avea un concept nou, primul concept pilot din România. Va fi făcut pe amplasamentul termocentralei de la Halânga, închisă în faliment de guvernul trecut PSD, acolo unde îi distrug. Noi vrem să demonstrăm că vom pune altceva în loc și ceva care va fi folositor și va crea și locuri de muncă. Vom rezolva și problema încălzirii municipiului Drobeta, Turnu Severin. Acolo avem probabil că aceeași companie care va pune piciorul, RomGaz, care pune piciorul în Halânga, se va implica și în încălzirea municipiului Drobeta, Turnu Severin. Vom folosi microcentrale de cartier pentru că am făcut un program pilot tot la inițiativa noastră într-o zonă, într-o microcentrală de cartier. A mers foarte bine, îl vom dezvolta și vom dezvolta și rețeaua de distribuție pentru că prea mult a trecut și prea mult au suferit locuitorii municipiului Severin și județului Drobeta, Turnu Severin. Și vă mai spun un lucru, avem un oraș, un municipiu, al doilea municipiu, dar minunat, Orșova, este pe clisura Dunării, de acolo începe clisura Dunării și de acolo încep și vin foarte mulți turiști. Gândiți-vă că este neîncălzit, cred că, de 20 de ani. Oamenii ăia își cară lemne cu brațul și sunt coșuri de fum, sobe în casă, în apartamente. Am aprobat în guvern o hotărâre și am ridicat la importanță națională conducta de la Prunișor pe vechiul amplasament al lui Nabucco, care va duce gazul natural prin Orșova către Herculane și către stația din Brua de la Jupa, de lângă Caransebeș. Practic vom duce gazul și în Orșova și de acolo pe clisura Dunării. Cred că vrem să dezvoltăm și vom reuși să dezvoltăm zona aceea care este superbă și este o zonă turistică deosebită. Mi-a spus că vreți să obțineți 14 consilieri. La un calcul simplu ar veni undeva spre 45%, da, dacă sunt din 30 consilieri. Da, se pot obține 14 consilieri. Credeți-mă, am obținut 11, că nimeni nu s-a așteptat. 11 consilieri în 2016. Și avem candidați foarte buni, avem primării mari, de comunități mari, care sunt convins că își vor aduce aportul la... Și câte primării vreți să obțineți în noul mandat? Între 25 și 30 de primării. Din 60 și 6. Printre care aici vorbesc de municipiul Drobeta, Turnu Severin, municipiul Orșova, orașul Baia de Areamă, orașul Vânjumare. Cred că la 3 luni după aceste alegeri locale vom avea și parlamentare, dacă nu se întâmplă așa ceva fenomenal și vor fi amânate pentru anul viitor. Ce așteptări aveți în luna ianuarie când se va forma noul guvern? Pentru că acum ne uităm, aveți o majoritate fluidă în Parlament, însă din ianuarie probabil că va exista un nou guvern. Există șansa să fie de coaliție. Ați observat că avem o relație foarte bună cu colegii de la USR Plus, avem o relație foarte bună cu colegii ați de la PMP. Ați putea să și guvernați cu ei? Nu văd de ce n-am putea avea împreună o majoritate parlamentară cu care să guvernăm. Nu pun prea multe condiții, că de obicei... Haideți să ajungem acolo. Nu cred că se pune problema să discutăm acum fiecare ce vrea. Eu zic că trebuie să câștigăm și alegerile parlamentare și împreună să formăm o majoritate solidă parlamentară și să ne apucăm de treabă, pentru că avantajul unui guvern instalat nou la sfârșitul decembrie, la începutul ianuarie, este că timp de 3 ani de zile nu vor mai fi alegeri. Deci vom putea să ne ocupăm de dezvoltarea României. Și cred că putem să facem acest lucru. Am demonstrat că putem să facem acest lucru și vă dau numai un exemplu de ce a făcut guvernul liberal în 8 luni de zile. Nivelul contractelor semnate în industria de apărare în 8 luni de zile, contracte care sunt în derulare în momentul de față, este egal sau un pic mai mare decât contractele în industria de apărare în ultimii 4 ani de guvernare PSD. Deci, dacă dorim să facem, am demonstrat că putem și că și putem să facem acest lucru. Deci, mergem cu altă viteză, suntem oameni care venim de dimineață la serviciu, plecăm seara, nu ne relaxăm, suntem chitiți ca să facem, să reușim să scoatem România și să o punem acolo unde este locul. Este loc și de UDMR în viitoarea guvernare? Este loc de oricine care dorește să tragă înainte România. Cred că o coaliție mare poate fi făcută care să și în Parlament și cu o reformă parlamentare și cu o reformă constituțională, eu cred că pot fi făcute. Dar să ajungem acolo, să facem alegerile, să câștigăm acele alegeri, să avem o coaliție puternică și cred că putem să repunem România în locul unde este locul.
Ultimele sondaje dau PNL undeva între 33 și 35%, după ce la început era undeva spre 40%. Cam pe unde vedeți în momentul de față PNL sau ce obiectiv are PNL pentru aceste alegeri și pentru parlamentare? Mă refer la un scor politic care cam arată tabloul general. Vorbiți de alegeri parlamentare sau de alegeri locale? Și la locale și la parlamentare. Alegerile locale tot timpul sunt un pic diferite față de alegerile parlamentare. În general, scorul la parlamentare al partidului care câștigă alegerile locale este mai mare decât scorul de la alegerile locale. Eu cred că la alegerile locale vom avea în jur de 35-36%. Și la alegerile parlamentare vom depăși această cifră. Pentru că în urmă cu 4 ani, dacă nu mă înșel, ați obținut la locale 32% și apoi a fost un dezastru și s-a dus la 20% PNL-ul. E adevărat, a fost o distanță destul de mare între alegerile locale și alegerile parlamentare. A fost alt tip de guvern, un guvern tehnocrat. N-aș vrea să-mi aduc aminte. Acum alegerile parlamentare, dacă nu mă înșel, vin chiar la 2 luni, în mod normal. 27 septembrie, chiar 2 luni. Două luni și un pic față de alegerile parlamentare. În general, cine câștigă alegerile are și un bonus de câștigători. Eu cred că scorul la parlamentare va fi peste scorul de la locale. Practic va fi o campanie continuă, pentru că se iese din logica localelor și după aia vine perioada de pre-campanie, unde e de fapt adevărata campanie cu banner și tot, și apoi cele câteva... Tocmai ce am dat bannerele jos la începutul campaniei, probabil că după campania, după alegerile locale, va trebui să punem bannerele sus cu candidații la parlamentare. Eu cred că putem face acest efort și în 6 decembrie să încheiem seria de alegeri. Este un an greu, a fost un an greu, și pandemie și alegeri, și să ne putem ocupa, repet, pentru prima dată vom avea în 2024 patru alegeri. Începem europarlamentare. Locale? Locale, dacă sunt 4 ani, da. Locale, prezidențiale și parlamentare. Deci toate vor fi în anul 2024. Dar până atunci putem să zicem că putem avea un guvern într-o coaliție în care să ducem țara acolo unde trebuie, să dezvoltăm România. Credeți că până la alegerile din decembrie mai există pericolul să fie demis acest guvern? Pentru că am avut experimentul eșuat al moțiunii de cenzură care nici nu mai vrut să fie citită și... Ca să poată să fie demis un guvern, nu e suficient doar să fie depusă acea moțiune de cenzură. Am văzut ieri că nu există o majoritate pentru a putea trece această moțiune de cenzură și nu văd motive pentru care majoritatea anti-PSD care s-a creat, care n-a vrut să dezbată acea moțiune de cenzură, s-ar schimba în perioada imediat următoare, ținând cont că mai sunt doar 3 luni până la alegerile generale. Nu ai niciun motiv ca după alegerile locale, în octombrie, în noiembrie, eventual în plină campanie, cu câteva zile, săptămâni înainte de alegerile parlamentare, să pui acea moțiune de cenzură. Dacă o vor face, probabil că iar se vor face de râs, cum s-au făcut, iar nu vor avea această majoritate. O ultimă întrebare, cum credeți că va reuși să gestioneze guvernul și PNL, pentru că sunt de fapt forțe de la guvernare, această pandemie din toamnă, în condițiile în care avem alegeri locale, avem și începutul școlii, ceea ce după câteva luni de vacanță prelungită va fi destul de interesant de văzut dacă vor reuși să se integreze și să fie respectate toate normele, și apoi parlamentare. Nu există un risc al creșterii alarmante a numărului de cazuri? Atâta timp cât suntem un guvern care avem toate pârghile și suntem un guvern care avem toate pârghile, de-aia am spus că ieri am afirmat că o moțiune de cenzură, dacă ar fi trecut, ar fi aruncat România în haos, n-ar mai fi avut pârghii. Suntem un guvern care are toate pârghile, nu cred că vom avea probleme de gestionare defectuoasă a acestei crize. Părerea mea că cea mai mare provocare în această campanie electorală, poate că nu sunt alegerile, nu sunt votanții, nu e campanie electorală, ci deschiderea anului școlar. Și eu cred că trebuie foarte bine gestionată deschiderea anului școlar, și eu sunt părinte și copilul meu se duce la școală în clasa 9-a și el mă întreabă cum face, deci trebuie să avem foarte mare grijă, și aici autoritățile locale, inspectoratele școlare, directorii școlii, profesorii,
trebuie să împreună cu noi trebuie să facem front comun pentru să avem grijă copiii noștri să se ducă în siguranță la școală. Front comun, dar totuși trebuie și de la minister să se urnească lucrurile, pentru că ne uităm că anumite procese sunt destul de îngreunate. Măștile nu au ajuns, tabletele sunt undeva în aer, pentru că în continuare am fost și am discutat cu mai mulți directori din țară și au spus că de-abia acum reușesc să facă stocul necesar de tablete să-l comunice. Vă dați seama, deja suntem în 2 septembrie, în 11 zile începe școala. Da, v-am spus că e cea mai mare provocare. Și dacă am cumpărat pe persoană fizică, tot îți ajunge greu tableta. Dar trebuie să ai de un s-o cumperi. Că... dar la nivel guvernamental, cu achiziții și cu tot. Asta e când respecti procedura și când respecti procedura există contestații. Când există contestații se lungesc termenul. Uitați-vă ce se întâmplă la măștile achiziționate de Ministerul Sănătății. Nici până acum n-au ajuns. Acum există suspiciuni că acele măști n-ar fi conform ofertelor, că n-ar fi măști medicale, că certificatele, de exemplu, ar fi false. Suspiciuni există. Sper ca toți cei care se înscriu la licitații și și-au angajamentele că vor face aceste livrări să le și facă, să nu-și bată joc de copiii noștri și să nu-și încerce să-și rezolve probleme economice pe spinarea copiilor noștri. O ultimă întrebare și încheiem. PSD a anunțat ieri că depune un proiect prin care profesorii să primească un bonus de 500 de euro, la fel cum este cazul medicilor, și că va depune un amendament la această rectificare prin care punctul de pensii să crească cu 40%, nu cu 14%. Cum veți explica dumneavoastră, să zicem, cum veți merge în mehedinți pe teren pensionarilor și profesorilor, faptul că guvernul nu are suficiente fonduri și să dea acest bonus, deci, dar și să crească la nivelul acesta? Deci, noi deja le spunem pensionarilor că începând cu data de 5, adică peste câteva zile, vor lua pensia mărită. Este cea mai mare mărire de pensie de până acum. Pensia crește și, în plus, crește și pensia minimă, de la pensia socială, de la 700 la 800 de lei. Acolo este mărire foarte mare. Iar oamenii care aveau venituri foarte mici, acolo se simte. Creșterea cu 14%, adică cu 170 de lei a punctului de pensii, a pensiei medii, iar oamenii o să vadă, că nu mințim, o să vadă începând cu data de 5 septembrie. Creșterea alocației cu 20% va fi văzută începând cu data de 3, adică de mâine, de către părinții a călor copii beneficiază de alocație. Acum că vii cu chestii populiste și spui din nou că vrei tema că trebuie crescute pensiile cu 40%, se pare că iar ești inconștient și nu faci decât un lucru de campanie electorală. Am spus că bugetul țării nu poate suporta această creștere de 40% și am scos cât se poate de mult din această creștere. Acel 14% este maximul care putem să-l acordăm anul acesta, ca și cu dublarea alocațiilor. Referitor la profesori, iar este o măsură populistă. O să vedem când o să te pun amendamentul cum sună acest amendament. Am înțeles că doctorii sunt în prima linie de luptă cu pandemia și era normal să aibă acel spor de risc. O să vedem și o să discutăm, să vedem amendamentul, ce înseamnă la profesor și vom lua o decizie. Nu vă pot spune acum pentru că nici nu am văzut amendamentul. Iar dacă mă iau după declarațiile celor de la PSD și ultima a fost în ziua moțiunii a domnului Grindeanu, care avea programul de guvernare pe 4 ani de zile gata, pregătit pentru un guvern PSD pe masa parlamentarilor, tuturor parlamentarilor, eu în Parlament n-am văzut absolut nimic. Asta înseamnă că este o acțiune electorală praf în ochi. Haideți să vedem ce vor face și discutăm când vom vedea textul pe masă. Vă mulțumesc mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune La Adevărul Live și vă mai așteptăm și după 27 septembrie, când probabil veți fi și dumneavoastră în campanie, pentru că mă gândesc că veți candida și... Da, voi candida pentru un nou mandat de deputat în colegiul meu de la Mehedinți. Veți deschide lista? Da, voi deschide lista. Probabil voi deschide lista. Mulțumesc mult, doamnelor și domnilor, rămâneți cu Adevărul Live. De la ora 12 urmează o nouă emisiune.